Reprezentantul minorităților din România, deputatul Iulius Firțac, spune despre Avram Iancu că a avut o contribuție esențială pentru toate minoritățile din țară, fiind de părere că idealurile Crăișorului Munților ar trebui să fie preluate și de actuala clasă politică, dar și respectate. Sunt în fiecare an prezent aici, fiind hunedorean de origini și vreau să transmit tuturor, peste tot pe unde umblu și la București, și la Timișoara și în lume, importanța acestei sărbători și rolul pe care l-a avut Avram Iancu în istoria României. Importanța lui a fost una majoră nu doar atunci, ci în istorie, după ce a trecut la cele veșnice. Tot ceea ce au fost idealuri atunci la Revolta de 1948 sunt astăzi idealuri și cred că în multe locuri în lumea asta ar trebui ca aceste idealuri să fie preluate și să încerce să fie respectate. Pentru minoritățile din România, lupta de atunci a fost importantă. Cu toții am cerut să avem drepturi depline pe pământul românesc și tocmai de aceea merită cinstit și în fiecare an grupul nostru depune o coroană de flori la mormântul lui Avram Iancu.